Băi, neața, fetele mele. Cum vă simțiți? Eu așa de bine. Aseară a fost Nicolae la mine. Da, coliță. Da, o leac s-o busțic. Dar și să facă jei, că el vine odată în an și pune un băț în încălțăminte la fetele și ele arăli. Și acasă v-ați zis că eu chiar n-am fost rău deloc. A pus el ce-a pus, dar nu în încălțăminte. Zavid, uite, mă duc amur să mă uit ce se întâmplă la mine în pantofiori. Vai! Să mă scuzați, fetele mele, dar de emoții nici nu m-am bârbirit aseară. Nu știu ce să fac. Natur, product, dar lui Colea îi place. Am pus vreo 17 basforduri și niște bocănci și niște galoși. Nu se știe. Oare în care? Oi, arăt cum arăt, dar în schimb sunt fericit. Un pic obosit, fetele mele. Oi, să mă uită și... Fetele mele, fete! Of, Colea și mamă de bătaie, strepție! Uitați-vă tuflile! Fetelor, mi-am spălat tuflile, vedeți? A fost aseară Colea la mine! Și mi-a zis... Și-s de proastă l-am crezut! A rămas la mine peste noapte. Ne-am încliet, da, mă? Și-o zis că las că mă-n dimineață când ai trezești în tufli la tine și ești iPhone și patifoane și de tăti. Tuflile mele zgoale, uitați-mă! Oai, parazitule, și ești tu! Fetele mele, fete! Să nu știți ca și mine, credule, tăti! Că nu vrei și nu-ți vălesc! Și nici măcar nu puse! Gata, cu scumuri. Scrobul ne-a ieșit din gură! Și mai am o rugăminte, fetele mele, fete! Dacă vedeți vreun Colea azi pe oraș, întrebați-l, nu a fost el cumva la mine, că el era în bat tăt și nu țin minte care a fost. Țin minte că era așa, parcă de statură medie înaltă, parcă nici mare, nici mitel, dacă mă uitam, parcă era destul de mare. Așa că vă rog, ajutați-mă, ajutați-mă să-l găsesc și să-l dau într-un giveaway. Uai, Colea, uai! Cum ai putut aici să mă vrești, să mă lași aici cu tuflile astea, fără un cadou, fără un iPhone? Măcar o plasmă și ceva, măcar un... Mă rog, nu mai alt. Dacă-l găsiți, spuneți-i din partea mea că-i cazion nimătă-i. La revedere. Că nu știi dacă pe dânsul cheamă Colea cu adevărat, poate îl cheamă Vania. I-am săturat băieții mei cu copașii mei, cu palmierii mei. Știți că bună dimineața, mai aveți? Bună dimineața, dragilor. Nicolae nu ne-a dus niciodată. Nu știi? Da, umbla la tine, Nicolae, că la cineva a umblat. Eu, în mare parte, nu mă pricep și aici, dar din câte ni s-a explicat, deci ăsta este senzor de alarmă. Ăsta este senzor de alarmă pentru geamuri. Să spunem aici la terasă, că dacă ați vin vreun neni hot, să o să facă... Și o să facă... Ui, ui, ui! Și bine, s-am apelat iarăși la băieții de la alert.md, care mi-au pus și la Negureni, și la apartament, și cei mai tari de pe piață din Republica Moldova. Alert.md, siguranța casei tale. Mersi, băieți! Această fișculiță este senzor pentru apă. În cazul în care este scurgere de apă la baie sau la bucătărie, el vede mișcarea apei și, bineînțeles, automat se oprește toată apa din apartament. Tot ei o pun.
Bineînțeles, senzorul principal la orice problemă care apare la mine, ori la apartamentul acasă, este Denis. Denis a apărut o problemă. Și Denis a rezolvat. Așa, și chiar dacă încă n-am făcut nouă Vasile, primii oaspeți s-au venit. Noroc, băieți! Noroc! Sănătoși? Esteți vecinii mei de la etajul 2. Da? Asta-i camera? Asta-i camera? Eu mi se vadă braz adevărat. Unde e elefantul? Elefantul unde-i? Ha? Unde e elefantul? Ia-mi arată-mi el. Unde? Unde-l vezi? Unde-i elefantul? L-ai văzut? El omni să vadă elefantul de la mine din dormitor. Mina, ți-am găsit mie. Vine cu așa. Cum te cheamă? Vlad. Vlad, vine la mine cu așa. Vine cu așa. Vine să te vadă soția ta. Vine pe la mine. El zice că eu vreau să fiu soțul lui Nina Crețco. Văd să o ședeți foto unde erai tu sex și ori gol. Ia uite, e te vine soția. Zi noroc. Noroc. Zi să te aștepte. Zi, așteaptă-mă. Hai zi, zi, așteaptă-mă. Să emoționat. Și vă rog frumos, fetele mele, dacă aveți vreun coli, vreun Nicolae, vreun coliță, puneți o poză cu dânsul pe Instastory, că merită, dați-mi un tăgni să văd dacă e el sau nu, că-l caut și nu-l găsesc. Pentru Mihaela și pentru toți ceilalți, da, este valabilă reducerea de 300 de lei la Cristina, spunând promocodul Emilian. 300 de lei reducere pentru toată încălțămintea de iarnă. Până pe 31 decembrie. Nu știu ce cu mine astăzi, orică sunt un Nicolae, dar mă duce așa o nostalgie de anii 2000 și capiși. Nariadnaya. Ia și zic double la tvaia, Nariadnaya. Așa văd mai ca zelce. Cine este fătuca asta, mă, dar și ești din... Stai, dar s-o văzut gâța, nu te mistiniști, blin. Am vrut zic la oameni că te-ai tuns. Eu ce înseamnă să ai un frate care are peruși originale din păr natural. E fix, stai, dar nu mișca. E fix parcă-i părul ei. Dar stă ghini, serios. Și sacou, ăsta-i sacou un eu, apropo. Unde pleacă prințesa? După plăcinte. După plăcinte. Sărbătorim Sfântul Nicolae cu plăcințele de la Dulce Picătură aici la Durlești. Davai. Și nu o să mă credeți, astăzi prima dată mănânc, poftim, o bucată de plăcintă. Bunică. Așteptăm plăcintele fenomenale cu mac și vișină. La vină, dar pentru cine ții tu pumnii? Teoroz. Dar cine-i Teoroz? E la prăvostire, cazul final, așa vreau ca Teoroz că știi ce ții tu pumnii. Dacă a venit și seniora Dima și liftul a pornit, cineva din voi m-a întrebat, Emilian, dar ce lift nu ai în bloc? Este. Seniora a adus lift. Da. Bună ziua! Și pe și eu, măi! Dacă îți vine, tu te zic că așa... Ia ursul cântărietul! Of, sărmanile de noi, de femeie, că toți suntem chinuite, osândite, și întotdeauna când avem o problemă, trebuie să o rezolvăm. Ia că vedeți, fusta asta mie se electrizează. Și dacă nu știți, vă luați fixativul și vă dați așa pe... Ia că așa... Ah, îngheață! Cec-te-o, gata! Nu se mai electrizează. Mergem la filmări, facem ediția de Crăciun, ursul a venit și Irina Negară, Doamne! Ia că așa arată vaza mea, după ce eu... Așa arată fața mea după filmări. Și port această căciulă pentru că părul meu arată dezastruos, că a fost peruca acolo. A scurs toată seva din mine, Dora. Gata pentru ziua de astăzi, am ajuns acasă. Trebuie să recunosc că n-am mâncat nimic. Noroc, signora Dima, n-o gătit astăzi că nu a avut timp. S-a dus în un kebab, beau 10 grame de conicioc și mă culc. Că mâine, eu zic, ai, 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 ai.